Două locuințe au fost cuprinse de flăcări la Petrila și Hunedoara. O construcție de lemn din zona Cimpa din Petrila a fost mistuită de flăcări din cauza unui scurt circuit produs la instalația electrică, existând riscul de propagare a flăcărilor și la casele învecinate. Din cauza terenului accidentat, intervenția pompierilor a fost una extrem de dificilă. La Hunedoara, pompierii au fost solicitați să stingă incendiul produs la o baracă din zona Halei de Steril. Și la Hunedoara a izbucnit în această dimineață un incendiu produs la o locuință improvizată aflată în apropierea Haldei de Steril de la marginea orașului. La sosirea echipajelor de pompieri, ardea generalizat construcția din lemn pe o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați, iar riscul de propagare la casele învecinate era foarte mare. Intervenția promptă a salvatorilor, deși a fost dificilă din cauza terenului accidentat, a eliminat posibilitatea aproape iminentă de extindere a flăcărilor la casele din apropiere. După lichidarea incendiului, pompierii și-au continuat misiunea și au îndepărtat toate materialele inflamabile, asigurându-se că nu mai există niciun risc de reizbucnire a flăcărilor. Cauza incendiului a fost stabilită de pompieri și a constat într-o instalație electrică defectă și un scurt circuit produs la aceasta. Incendiul a fost lichidat, iar cauza declanșării acestuia a fost focul deschis de la un aparat de gătit cu gaz, aflat în funcțiune și lăsat nesupravegheat. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, ci doar pagube materiale.